Fetele, dacă te urci în potul, ce ai în pot, Gabi? Adică în cât, în 10, 12, 15 ani de online, s-o să adunat ceva în pot. Trica asta. A început emisiunea. A început iară. Stați așa, că eu nici nu v-am. Tot începem. Nu știu. Nu vezi ceva, te rog. De pahar și-a căzut, nu știu dacă ați văzut. Am văzut, dar să nu vezi ceva, te rog, că nu mai am nevoie. Am dat, fii atent. M-am gândit și am dat totul mai în stânga, știi? Dar să nu fie nimic aici. Să puteți un linoleum. Deci așa... Puteți în picioare niște cizme din aia de cauciuc. O folie de aia de plastic, ca, la, ca în filmele cu crime, știi? Da. Pune folie de plastic peste tot. Nu, dar linoleumul ține mai mult. Dacă... Bine v-am regăsit. Bine v-am regăsit. Bă, ce pe bune, cum vorba lui Gabi. Bla, și gata. Abia am așteptat. Abia ai așteptat ce, emisiunea sau sub bebe? Și-a luat vin alb, nu? Ți-ai luat vin albă? Și-a luat bere blondă. Întrebare. De ce berea blondă se numește bere blondă și nu se numește bere... transparentă. Galbenă. Mă, nu știu să-ți spun asta. Nici eu nu știu. Asta e o întrebare. Cetățeni, dacă știe cineva de ce berea blondă se numește blondă... Surpriză, trebuie să mă duc eu. Da, asta este un... No. La începătorii ăștia, Gabi, știi, când desfac berea, nu-s pregătiți să... Am înțeles. Și la ce are el pe masă nu merge teoria ta cu boburnacele, că avea sticlă, n-avea doză. Da, și la sticlă merge. Serios, dai boburnace sticlă? Da. Nu m-am gândit niciodată la asta. Tare! Da, trebuie să lovești un pic mai tare. Păi ideea e să se desprindă gazul care stă pe marginea, pe sticlă. Bulele de gaz au nevoie de o suprafață de care să se agațe, ca să se formeze. Înțelegi? Și asta îmi place, adică știi foarte mult chestii de astea tehnice. Bine, normal, îmi plac multe la tine, dar asta e una dintre ele. Sticla, noi o vedem că ea e lucioasă, dar sticla la o scară microscopică e foarte rugoasă și permite să, ca moleculele de dioxid de carbon să se agațe și ele, în simpatie, se agață una de alta să face o bulă mai mare de gaz. Prin simpatie în sensul că sunt simpatice? Da, prin pur și simplu că se atrag una pe alta. Se plac. Da, se plac și se unesc când se întâlnesc. Am înțeles. Ca oamenii, că și oamenii, că se plac și oamenii. Da. Și dacă faci chestia asta și deschizi acum sticla de bere, gazul ăla care formă pleacă tot în sus. Luând și lichid pe el, că e logic. Înțelegi? Că e un volum așa mare. E logic pentru tine, Gabi, că tu înțelegi. Pentru proști ca mine nu e. E ca și cum avea 1000 de bile de ping-pong într-o țeavă cu apă și le dai drumul la toate dintr-o dată. Îți dai seama că alea se duc în sus, stăte, iau apă cu ele, fac ca un val, țar în sus, fac mizerie. Hey. Dacă zici tu, Gabi. Da. Dacă bați în sticlă și bulele alea se desprind, ele se duc în partea de sus ale sticlei. Și unde aer. Okay. Acolo ai aer, care e compresibil, le lasă să se stăți. Tu când deschizi, gazul ăla iese primul. Și ai terminat. Am înțeles. Mă, iată, emisiunea a început cu o lecție de fizică foarte utilă pentru cetățeni. Da. Bravo. Dar ce bei, iartă-mă că... Bere. Beau ceva bere. Bine, bere, dar ce bere? Am luat niște beri de la Addictive Brewing. Addictive Brewing, da. Ăsta e cel mai hipster dintre noi, să moară Bibi. Da, eu nu cred, eu cred că se duce la jos la supermarket la el și zice, hai, trebuie să-mi iau o bere. Nu, asta nu o găsești la supermarket. Nu, de ce știi? E hipster. E din aia, de artizanală. Și de unde? De-aia a spus că trebuie să mă duc pe la shop, de la un shop de bere artizanală. Ah, well. Da. Nu am așteptat la asta. Nu beau orice, mă. Nu beau ca... Da, mă, se respectă omul, mă, nu e. Da. Mi-a zis prietenul nostru Cizmaru că uneori mă îndepărtez de microfon și nu mă aud și am să încerc să stau mult mai aproape de microfon. Da, sau ar trebui să-ți dai microfonul mai spre gură și să stai mai relaxat. Că așa stai. Da, eu sunt relaxat, Gabi. Așa, by nature sunt relaxat. Păi, nu mai bine stai așa și vorbești. Da. Bă, aș vrea să încep emisiunea prin a transmite mesaj de compasiune și de adânc regret membrilor bisericii argentiniene maradoniene. Da. Pentru marea pierdere suferită, noi, Biserica Tricastiană, suntem alături. De Biserica Maradoniană, da. Eu am o minge aici, nu știu dacă se vede, dacă vreți, fac niște jonglări. O să facem. Am gândit că ar fi dorit și Diego. Adică, cred că Diego, fiind fotbalist, el ar fi dorit ca oamenii să facă ce-a făcut el. Jonglări și să consume cocaină. Cred, da. Nu sigur asta. Oricum, cocaină nu se consumă în emisiune. Pe mine mă amuză foarte tare într-un sens negativ, să spunem. Oamenii care vin și spun, aia bă, dar ce, Maradona a fost un trișor.
Bă, frate, e o planetă de oameni. Bă, o planetă efectiv de oameni care și eu am aceeași părere, mă, frate. Vine Cristian Tudor Popescu. Nu e o planetă de oameni care se știe numele lui Cristian Tudor Popescu. Suntem doar noi, că asta este. L-avem de 30 de ani. Eu îi spun, nu, frate, am mai văzut un comentariu la ceva. Doamne, ce rău a făcut sportului. Bă, ce rău a făcut sportului, mă? Și eu sunt perfect de acord la asta. Și tot se raportează, mă, de Cristian Tudor Popescu. Bă, stați un pic să vă zic așa. Și eu și cu Cristian Tudor Popescu sunt de acord. Și cu omul ăla, că a făcut rău sportului. Dar noi discutăm aici, e un debate, adică sper că nu... Doamne, ce rău a făcut sportul? Explică. Numai un pic, stați așa. Sper că nu vi se umflă orezul în voi, că n-are rău, că atunci povestim altceva, ne râdem și ne vedem de viață. Eu dar zic, nu, suntem niște băieți. Dar explicăm ce rău a făcut sportului. Păi, dacă mă lași, ajung acolo, dar zic, păi până acolo. Deci suntem niște băieți destul de maturi să putem accepta un debate fără să ne sfădim. Eu asta consider. Da, da, nu se face griji de... Da. În primul rând, din punctul meu de vedere, aici eu vă spun părerea mea personală, omul a făcut un deserviciu tuturor oamenilor pe planetă. De inclusiv ce? Lui până la sfârșit, dar asta e altă discuție. Și ăla e cel mai evident. În primul rând, ca sportiv, te aștepți ca omul care face o performanță să fie un model pentru ceilalți. Așa s-au construit civilizațiile pe vremuri. Înțelegi? De exemplu, pe vremea romanilor, vă dau un exemplu așa. Un băiat roman a fost atacat de o armată. Și un băiat s-a dus noaptea să-l omoare pe regele armatei care i-a atacat. Un roman, da? Și din vânzoleală, nu prea aveau nici lanterne pe vremea, era mai greu, asta zic. Așa, l-a omorât pe editorul ăla, pe un băiat care scria. Ca așa, întotdeauna ăștia care scriu suferă mai mult, știi? Ei, l-a prins și l-a dus în fața regiului, pe care el trebuia să-l omoare. Și eu zic, bă, cum îi... Care-i vrăjeala? Ce faci? Păi, am venit să te omor. Ei, zice așa, tu singur. Da, zice, uite, eu sunt un om foarte curajos și aș trece prin orice ca să te omor. Uite, dacă vrei, îmi ard mâna acum. Și și-a băgat o mână în făclie. Bine, mâna stângă, nu era prost. Pierzi și sexul și mâna într-o zi, asta zic. Că bănuiesc că și pe vremea aia, adică oricum la roman era destul de lejer. N-a greu, ok, să revin. Și și-o ars mâna, au stat cu mâna în flacăra aia până și-o ars-o complet. Deci s-o transformat într-un ciot. Și regele a fost așa de impresionat de gestul lui. Îmi scapă numele la băiat, că voi știți că eu cu numele n-am nicio. Costel. Așa, nouă. Costelius, că era roman. Maximus, așa. Da, Maximus. Maximus, că o să zicem toți romanii Maximus de acum la noi, așa zic. Și Maximus a fost, deci regele l-a fost așa de impresionat, și l-a eliberat pe Maximus și a plecat. A zis, bă, dacă un om e capabil să facă așa ceva, păi imaginați-vă ce pot să facă 10.000 de oameni. Pe vremea aia oamenii credeau un alt fel de lucruri, își dai seama că nu mai erau. Aveau alte valori. Nu, dacă luai încă 100 de romani, hai, cine își mai bagă mâna focul? Nu zicea, bă, eu nu pot, că chiar m-am operat, bă, și eu am scutire la educație fizică, eu mâine am ore, știi, nu se mai băgau mult. Și alții ziceau, eu nu cred în vaccin. Da, asta zic, da, sau eu nu port mască, mie nu pui botniță. Și îți dai seama că asta era realitatea, dar omul ăla a crezut, bă, dacă mai aduce 100, 100 își bagă mâna în foc. Că l-a crezut pe ăla, a fost foarte convingător, adică chiar și acum trebuie să recunoaștem că eu cred că e un pic de vrăjeală la mijloc, că nu poți fizic să stai cu o mână. Dacă... Okay. A, poate poți. Există, scuze-mă că fac o paranteză mică, te rog, scuze-mă. Da. Există anumiți oameni în lumea asta la care nu funcționează. Da, exact, nu funcționează. Știu asta și eu m-am gândit la asta, m-am gândit că poate omul picat era paralizat pe parte și au zis, bă, cu ocazia asta să fac o șmecherică, că și așa. Adică deci ar fi cel mai bun moment să-mi ard mâna. Deci, ar putea fizic să nu fi simțit nimic, adică... Da, dar zic, cea mai bună oportunitate, știi, că trebuie să ai, știi, să-ți vinzi asset-ul, deci să-ți vinzi averea, bă, la cel mai înalt, pentru cel mai bun preț, nu, mai mult de atâta n-ai ce. În fin, să revin la ideea noastră, că parcă vi se pare că m-am dus drepat, vă 3.000 da, de ani. Da, așa, te-ai dus. Bun, da, mai mult, vă 4.000 de ani. În fine, ne întoarcem. Omul ăla s-a întors în Roma și familia lui a fost celebră în toată istoria Imperiului Roman, a primit statut de nobil și a fost onorat. Și toți copiii din oraș, cum să spun eu, știau legenda asta și erau gata să-și dea viața pentru oraș. Oamenii au devenit mult mai, nu știu cum să spun eu, mai, nu că mai patrioti. Mai dedicați. Bă, da, mă, au zis, bă, uite-te, de noi depinde ca orașul ăsta să trăiască. Deci noi trebuie să fim viteși. Bă, vezi, asta înseamnă un om care influențează la rândul lui alți oameni. Asta înseamnă un influencer. Asta înseamnă un influencer. Hai să zicem influencer. Bă, da, că la noi are altă conotație cuvântul ăsta. Dar, frățioare, când o câștiga Nadia în anii 70-80, eu vă jur, tot orașul nostru făcea bârnă. Deci toată lumea făcea bârnă, toate fetițele stăreau în aer. Era, bă,
Asta înseamnă un sportiv. Cum după Simona Halep, s-a născut o nouă generație de tenis. Da. Sunt mii de copii care s-au apucat de tenis de când. Deci, exact. Dacă nu aș voi să spun ceva, vă rog. Poate influența o producție artistică să influențeze social. Queen's Gambit, de pe Netflix. Aia e despre șah. Da, ok. Să zicem, nu seamănă punctual acum la exemplu unui sportiv. Da, vreau numai să zic asta. Au crescut căutările pe Google cu 250% cum se joacă șah. Cea mai mare creștere în ultimii 9 ani. Au explodat vânzările de seturi de șah. Ceea ce e foarte tare. De la un serial. Pot să revin la subiect un pic, vă rog? Te rugăm, păi, de asta vorbim. Gabi, ori tot ce ai zis tu nu arată ce a greșit Maradona în sport. Asta unul la mână. Și doi la mână. Nu că mii și sute de mii. Probabil miliarde de copii au fost îndemnați să joace fotbal de Maradona. Corect. Probabil miliarde. Omul a fost un model. În America de Sud, omul este un sfânt. Discutam la o emisiune anterioară că există biserica maradoniană. Da. Deci a făcut tot ce zici tu. Tot. Cum a fost el un nemodel pentru sport? Mulți oameni reduc toată cariera lui la acel moment nefericit cu mâna. Ceea ce unul am obținut, momentul a fost foarte fericit. Aia e o caracter, altă discuție. A fost vâltoarea jocului. Poate n-ar fi acceptat într-un meci normal. Dar stai un pic, să lămurim ceva. Ăla n-a fost un moment nefericit, ăla a fost un moment fericit. Cetățeni, ăla a fost amplificat. Băi, hai să luați un pic contextul. Maradona a dat gol Angliei în momentul în care Anglia bătuse Argentina în insulele Falkland. Da, corect. Deci a fost un gest politic. Argentina nu aveau nevoie de o victorie. Bă, la șah, la table, la orice, aveau nevoie de o victorie. Da. Mâna lui Dumnezeu, asta a și fost. Exact, sunt total de acord. Okay. Dar cariera lui de sportiv nu se reduce la asta. Dar mulți reduc cariera de sportiv. Da, majoritatea reduc. Și ce mă ajută pe mine cariera lui de sportiv, ca și că copilul meu se apucă de fotbal, dar are un idol, un om care se drogează, care minte, scuze-mă puțin. Care e prieten cu dictatorii. Ok, Andrei. Ascultați-mă puțin. Mihai Eminescu n-a fost vreun cetățean corect sau ceva. A fost dement din foarte multe puncte de vedere, da? Okay. Și totuși, după el, rămâne poetul. Adrian Păunescu a fost o mizerie de cetățean. O mizerie de cetățean. După el, rămân niște volume de poezii. Noi, generația asta, încă știm ce a fost Păunescu cu nevastă sa, cu accidentul cu mașina și așa mai departe. Peste 100 de ani însă, după el vor rămâne poeziile. Peste 100 de ani după Maradona. Tu te contrazici. Lasă-mă un pic să termin, că nu mă contrazic deloc. Okay. Da. Peste 100 de ani, dacă va mai exista fotbal, după Maradona nu va rămâne omul care s-a drogat. Va rămâne omul care a fost un model pentru miliarde de copii. Miliarde de copii. Okay. Faptul că s-a drogat e ceva ce afectează generația noastră. Da. Că eram acolo. Lasă-mă să termin, te rog din suflet. Okay. Știu că mă îndlungesc, îmi cer scuze, dar acum asta e. Dacă faci intenționat, n-are să vorbim altceva. Vreau să-mi expun o idee până la capăt. Dar dincolo de ce a făcut el rău în viața asta, istoric după el, va rămâne ce a făcut bine. Peste 100 de ani, dacă se mai vorbi despre el, habar n-am, nimeni nu o să spună că s-a drogat. Cum despre Eminescu nu spune nimeni că s-a drogat, sau spunem doar câțiva. Ok, am înțeles asta. Bun, și vrei să-ți dau contraargumentul? Da. Nu știm despre Eminescu că a fost un drogat și un curvar și a murit de sifilis, pentru că nimeni nu-ți spune asta, pentru că asta e un lucru negativ pe care n-ar vrea să-l vadă copiii tăi. Eu nu să-i spun, lasă-mă să termin. Ia mămică, învață Luceafărul, e scris de un băiat care a avut sifilis și a avut un blac cu curvele și se droga. Ce zici? Îi spui asta copilului tău? Nu îi spui. Îi spui, a fost cel mai mare poet. Că așa o să fie și Maradona. Nu o să spună nimeni că se droghează, pentru că ni-i rușine să spunem asta. Ne e penibil să zicem asta și ți-i rușine să zici copilului tău. De-aia ascundem lucrurile nasoale. Ca să înțelegi, educația se bazează pe exemple pozitive și totdeauna ființa umană, așa ea genetic făcută, ea vrea mai mult. V-am mai povestit asta. Este o chestie psihologică. Oamenii nu vor să se bată mai mult, nu vor să se omoare mai mult, vor să-și dea cu toporul în cap mai mult. Nu vor să se drogheze copiilor. Oamenii vor să aibă casă mai mare, teren, câine, familie, Audi. Asta e. Noi nu perpetuăm chestiile negative. Noi nu spunem Eminescu s-a drogat. Tocmai pentru că n-am vrea ca copiii noștri să zică păi mă droghez că o să ajung ca Eminescu. Că iarăși spun, foarte multă lume, milioane de copii ziceau, o să joc fotbal, că o să fiu celebru.
Și nu o să iau droguri. În cartiere, zic, da? Copiii care erau tentați să ia droguri. Bă, nu vreau să iau droguri, că vreau să fiu sportiv de performanță. Te uiți la Maradona și zici, ei, hey, fuck it. Păi ăsta se droghează, e cel mai bun fotbalist din lume. Aia înseamnă că pot să mă droghez și eu. Vezi aici deja un exemplu clar care spune că, bă, se duce pe râu, pe tăt. Înțelegi? Poți să răspund? Da. Două chestii vreau să spun. Te rog. Una la mână este... Fac, am uitat. Una la mână este... Da. Una la mână este că poate nu pentru că vrem să ascundem partea rea. Poate ai dreptate, nu zic. Dar există și posibilitatea că ascundem părțile rele pentru că nu alea contează. Ci pentru că părțile bune contează. Da? Există și varianta, cum zici tu, nu le spunem la copii că Maradona s-a drogat ca să nu se drogheze copiii. Dar există și varianta care nu le spunem la copii că Maradona s-a drogat pentru că nu aia contează. Nu aia a lăsat el în istorie. Este unul din miliardele de oameni care se droghează în lumea asta sau s-a drogat în lumea asta. Dar este unic ca fotbalist. Unic. Înțelegi? Au fost, bă, miliarde care au tras cocaină. Poate mai mult ca el. Dar ca fotbalist, ca Maradona, n-a mai fost nimeni. Ei, da. Pe el a fost mai mare ca Maradona, mă friend. Sunt total de acord cu tine. Vorbesc? Messi mai tare ca Maradona. Aici nu sunt de acord. Nu știu, eu nu mă pricep la fotbal. Stai un pic, n-are rost, mă bag în discuție. Dar între Pele și Maradona și eu consider că Pele a fost mult peste. Este. Vreau să vă impresionez pe toți, să vă spun că numele real al lui Pele, îl știu din capul meu, este Edson Arantes do Nascimento. Foarte puțină lume știe. Da. Și singurul om care are trei campionate mondiale câștigate. Da. Da, și eu, mie se pare Pele este... ultimul nivel, adică mai sus de Pele n-a fost nimeni până acum. Nu ți-ai ideea, când eram noi copii, era o legendă că Pele o tras un șut la o minge și a omorât o maimuță. Nu știam, nu știam. Deci când se trăgea la poartă, că aveam, se trăgeam la poartă, era campionat care trage la poartă, era nu știu mai, știu ce, ca nu știu care era întrecerea, era umbla un mit, nu știu cine îl lansase. Că Pele odată la antrenament, a adus antrenorii o maimuță și a zis să tragă maimuță și Pele o tras în ea și a omorât-o, a omorât-o. Da, deci asta e da, și eu zic că Sfânta Treime e completată de Pele, Maradona și Cruyff. Adică și să nu uităm și de Cruyff. Că și Johan Cruyff. Adică eu nu stăpânesc subiectul nostru, am o părere, mie îmi place de Ibrahimović foarte mult, dar place și mie îmi place foarte mult de Ibrahimović, dacă să înțelegeți. Deocamdată pe planetă singurul zeu în viață e Messi. Dacă îi să iei dacă îi să iei esența fotbalului, că fotbalul se joacă pe goluri. Adică nu este niciun top, bă, frățioare, nu știu, ăla au avut 17 faze faine în cariera lui și a dat 3 bare. Nu există. Uitați-vă după goluri și uitați-vă câte goluri a dat Messi la Barcelona, n-am rost să mai povestim altceva. Deci, nu pot să cred că, nu stăpâne subiectul, nu mă pasionează. Și Messi la Barcelona nu a jucat cu, nu știu, cu ascensorul Rispensia Brașov sau ce. În orice caz, ca să încheiem. Da. Eu consider că important din ce a făcut Maradona este cariera lui de fotbalist. Că s-a drogat, sunt miliarde de oameni care s-au drogat. Ce a făcut el în fotbal, au mai făcut foarte puțini oameni, ca să nu mai zic că e doar singurul, ca să nu vină Gabi să spună că mai iei peste. Deci, ok, sunt foarte puțini oameni în lume care au făcut în fotbal ce a făcut el, inclusiv influența lui asupra copiilor. Vă repet, în Argentina a existat dinainte să moară biserica maradoniană, atât de mult a însemnat el pentru oamenii ei. Ceea ce înseamnă ceva. Ok, că a fost prieten cu Fidel și cu avea tatuaj cu Che Guevara. Da, ca cetățean era un cretin. Ăsta este adevărul. Aici o să trec la recomandări acum. Că Poți să vin cu o dilemă morală. Cu ștersul să rămână binele. Dacă poți să mă lași să mă termin. Mi s-a părut că ai terminat. Nu, îmi pare rău, te rog să mă scuzi. Mai am foarte puțin de zis și te anunț. Trebuie să ne luăm ceas. Da. Ceas de ala, ca la șah, mă, știi? Da, și fiecare are un minut de replică. Dar, în fine, din punctul meu de vedere, care s-ar putea să fie greșit și accept chestia asta, dar din punctul meu de vedere, nu contează ce a făcut ca cetățean, pentru că el ca cetățean era un cretin, contează ce a făcut ca fotbalist. Și vă recomand, și asta e recomandarea mea de filme, că tot știu că am mai zis odată, dar asta este, să vedeți Maradona by Custurița, care este un documentar excepțional. Ieri a fost pe ProCinema a fost, l-am văzut. Da, chiar am văzut. Excepțional este documentarul și vă arată omul din el, pentru că el în realitate a fost un om foarte simplu. El n-a fost un intelectual care să stea să facă diferența între stânga și dreapta și doctrine. El a fost un om extraordinar de simplu,
care și-a dorit foarte mult să facă succes ca să-și ajute familia. Vă rog să mă iertați că am folosit expresia a face succes. Să aibă succes ca să-și ajute familia lui care era foarte săracă. Și a reușit acest lucru în viața lui. El de mic și-a dorit să-și ajute familia și a reușit. Cred că mai mult contează ce a făcut ca sportiv, cu toate golurile lui cu mâna, drogurile, metamfetaminele și ce-o mai fi luat el, decât faptul că s-a drogat. Asta este părerea mea. Și vedeți Maradona Baicusturița, că îl găsiți pe internet, sigur. Răzvan? E popular în perioada asta. O dilemă morală, dacă îmi permiteți. Dacă în loc să se fi drogat, era pedofil, putem șterge la fel de ușor și să rămână doar fotbalul? Da, e o dilemă, nu știu să răspund acum. Dacă era pedofil? Aș îndrăzni să spun că și dacă era pedofil, ar trebui să înfunde pușcăria toată viața lui. Și tot rămânea fotbalul. Și nu s-ar fi drogat și acum era sănătos. Dar totuși ce a făcut în fotbal, bă, omul pe felia lui de tort a fost bun. Da, deci tu spui că indiferent cât de jeguman ești... Stai puțin, eu nu pot să spun asta. Eu am o dilemă morală veche de foarte mulți ani pe tema asta. Există această teorie, încearcă să nu-ți întâlnești idolii niciodată, în care eu cred foarte tare, pentru că o să descoperi. Repet, mie mi se pare că Adrian Păunescu a fost un super poet. Are niște poezii absolut cu dremură. Da, corect, de acord cu tine și eu. Da. Tot suntem de acord și cu asta. Totuși am prins vremea în care a fost un cetățean decăcat. Da, de căcat. Da. Țineți cu toții minte, sau cine nu ține minte află acum, că nevasta a omorât niște oameni într-o accident de mașină și el a scăpat-o pentru că era senator. Asta femeia asta cel mai mic lucru. Făcut o groază de mizerii cu PSD-ul, în fine. Cât a fost laudat cu Ceaușescu, plus... Bă, dar omul totuși a scris niște poezii cu tremurătoarele. Nu pot să le neg, poeziile alea. Sunt extraordinar de frumoase, indiferent cât de mizerabil a fost el. Dar, repet, în 100-200 de ani după el o să rămână ce om mizerabil a fost? Sau poeziile pe care le-au scris? După Maradona o să rămână că s-a drogat? Noi nu... Eu am adus discuția limitele. Care sunt limitele? Până la ce... limită, acceptăm jegul. Ți-aduce aminte ce ne-a povestit Gabi emisiunea trecută de Edison? Da. Atâtea lucruri nașpa și totuși în istoria a rămas și a făcut bun. Gabi, că a aprofundat, a aflat lucrurile nașpa. Dar tu, până să spună Gabi, tu știi numai lucrurile bune făcute de el. Da, bun, asta nu înseamnă că lipsa informației, știi, îți crea... Dar contează cum sunt oamenii ăștia ca oameni sau contează ce rămâne după ei? Eu iarăși îți spun, în primul rând eu ți-am mai spus că eu nu înțeleg fanatismul în fotbal, că nu-l înțeleg. Mie mi se pare fascinant că oamenii nu știu că FIFA și UEFA sunt niște afaceri care încasează bani, inclusiv de la clubul din divizia 6-a, au licență pe fotbal. Numele de fotbal și activitatea asta de fotbal e a lor și trebuie să le plătești bani ca să o poți face. Deci oamenii nu înțeleg asta. Că fotbalul e o afacere, mulți au impresia că fotbalul e o întrecere sportivă, ceea ce nu e. Dar nici o trecere sportivă nu e o trecere sportivă. Absolut toate întrecerile sportive, că vorbim de Formula 1, de NBA, de FIFA, de orice, înseamnă foarte mulți bani. Și înseamnă niște poate mai puțin curling-ul. și oina. Că la oina trebuie mulți oameni, echipamente, sponsori. Știu că eu am vrut... Baseball-ul, da? Baseball-ul care e un fel de oina și o afacere foarte mare. Nu, eu am vrut să reînviu cu un prieten. Este la Siget, aici este federație de oina și am vrut să facem... Și am eu trecut. Da. Că nu e așa simplu, cum pare la primul. Dar în fine, era o idee, poate cinci. Vreodată și odată o să... Așa, revin la discuție, eu zic că datoria noastră ca oamenii să facem ca oamenii care vin după noi să aibă, nu știu... O imagine completă. Nu, să aibă niște ghiduri morale. Să, nu știu, da, dar pentru a avea niște ghiduri morale... Trebuie ambele fațete probleme. Și poate negative și pozitive. Aia zic, nu mă ascultă, mă simt. Eu vreau ca oamenii care vin după noi să nu zică, bă, eu o să mă drogez cu niște cocaină, că bă, asta e, nu poți să fie așa rău, că uite cât să drogați. Eu n-aș vrea asta. Adică n-aș vrea să măcar o secundă să se gândească, bă, e ok să iau heroină, drogaină, cocaină, să-mi vând din casă, că bă, și alți oameni au făcut și mulți au ajuns vedete. N-aș vrea să gândească la asta, pentru că având exemplul lui Maradona și știind adevărul despre el, că, nu știu dacă știți, Maradona e unul dintre puținii jucători care la un campionat mondial l-a fost prins cu 5 amfetamine în organism, diferite. Deci și l-a trimis acasă, chiar înaintea meciului cu România, că poate de-aia am și câștigat noi.
Da. Deci nu știu dacă știți. 5 bucăți avea, 5 seturi. Bine, ca să fim unești Maradona de la meciul cu România din 94 sau când a fost, era o umbră palidă a lui Maradona din 86. Da. Adică nu era. Iar spune, e greu să joci pe cocaină. Adică... greu. Cu 5 substanțe în organism. Te rog. Eu sunt de acord cu tine. Mă bucur asta. Parțial. Da. Într-adevăr, nici eu nu vreau ca oamenii care vin după noi să creadă că e ok să iei droguri. Da. Dar aș vrea ca oamenii care vin după noi să înțeleagă că este posibil să pleci ca un copil foarte sărac dintr-o suburbie a unui oraș relativ sărac la vremea aia, anume Buenos Aires. Să ajungi un drogat. Și să ajungi liderul lumii fotbalistice. Este posibil să faci asta. Nu ar fi. Dacă poate greșesc. Numai un pic. Din punctul de vedere și recunosc că poate greșesc. Nu partea cu drogurile contează, ci partea cu munca contează. Pentru că totuși Maradona a ajuns, de discutăm toți de el zilele astea, prin foarte multă muncă. Nu prin droguri. Corect. El a ajuns unde a ajuns muncind extraordinar de mult. Eu aș vrea ca oamenii care vin după noi să ia partea asta. Sigur că n-aș vrea să ia partea cocaina și să creadă că e ok să tragi cocaină. Nu e ok. Cetățeni, nu trageți cocaină. Bă, dar partea de muncă, omul a muncit imens de mult să ajungă unde a ajuns. Corect. Așa e cu unele părți, dar asta e altă discuție. În fine, să schimbă subiectul. Nu vreau să schimb, că ai adus aminte de Ibrahimovic. Ai auzit ultima lui declarație? Nu, dar îmi place. Eu spune, am citit cartea lui Ibrahimovic. Se numește Eu Zlatan, cred, dacă nu mă înșel. Așa se numește. Vă va dezvălui un om extraordinar de complex. El pare foarte arogant, așa când îl vezi pe declarații, pe la TV, pe nu știu. Are dreptul să fie arogant, nu te spera că zic. Ba, sunt de acord. Are dreptul să fie arogant. De acord, total, 100%. Dar o să descoperiți, dacă citiți cartea, că în spatele acestei aroganțe se ascunde un om extraordinar de complex, care are ca și noi frici, temeri, dureri, l-au durut chestii în viață, l-au marcat chestii în viață, l-au schimbat. Așa, Răzvan? Și Răzvan să recunosc că-s două vorbează. Ce a zis domnul nostru Ibrahimovic? Te rog. Deci, eu nu pot să semnez cu Chelsea. Am mai multe trofee ca ei. Chelsea ar trebui să semneze cu mine. Deci e absolut dement. Da, este absolut dement. E foarte mișto. Mie îmi place foarte mult de el. Repet, eu nu mă pricep la fotbal. Nu știu să-l apreciez ca fotbalist, dar bă, băiete. Și 7 de ani dă goluri de rupe. Când s-a dus la Los Angeles Galaxy, în ultima echipă unde a jucat, că acum e pe undeva până Italia. Nu mai știu. E la Milan. E la Milan. La Milan, da. A cumpărat ultima pagină din Los Angeles Times, care cetățește... Nu, prima prezentă. Prima. Ultima. Știi de prima. Okay. O pagină dintr-un ziar dă un căcat. A cumpărat ultima pagină, care este a doua ca preț. Costă 25.000 de dolari, ca să știți. Ok. Că am căutat. Atât ai preț de rate, că ar fi dat discount, nu știu. Dar preț de rate... 25.000 evenimentul zilei o pagină. Nu e, mă. Du-te, bă, de aici. Nu e adevărat. Deci a cumpărat ultima pagină din LA Times, care este unul din cele mai importante ziare din lume. Și le-a spus cetățenilor din Los Angeles, le-a spus: Los Angeles, you are welcome. Atât de arogant este. Dar bă, e foarte mișto, mie îmi place foarte mult. Dar nici asta nu, ca să înțelegi, e drăguță și e funny, ne distrăm, dar mie nici asta nu mi se pare, cum să zic eu. Mie îmi plac oamenii normali. Dar nu ești cringe așa, adică oamenii excepționali au fost și atât normal, Gabi. Bă, în limite zic. Oamenii excepționali, niciunul din istorie. Atunci, hai să ne dezbrăcăm în curgol și să ne băgăm. Dar noi suntem excepționali. Noi suntem creativi. Noi suntem excepționali. Dar oamenii excepționali, zi-mi unul care a fost normal. Bun. Încep cu Thomas Edison. Păi Thomas Edison a fost foarte normal. Nu, n-a fost foarte normal. A fost un hoț. Tu ne-ai povestit. Era un om normal, dacă vorbim despre normalitate. Nu s-a însurat cu un porumbel, nu tu ai zis? Sau nu? Tesla s-a însurat cu porumbelul. Iată un exemplu, Tesla. Da? Un om excepțional s-a însurat cu un porumbel. Adică... Păi ce vină am eu? Păi bine, e legat de tine totul să învârte în jurul tău, în lumea asta. Păi n-am eu ce treabă am eu. Dar ziceam că Edison a fost un om normal, dar Edison era un om de afaceri foarte rapace. Deci era foarte rapace, nu era un om obișnuit. Să trecem mai departe, că avem o chestie. Hai că Răzvan și te vrea să zică. Vreau să închidem cu subiectul cu fotbalul, dă mema, cu Maradona. Dă mema. Mema, Gabi, pregătește-te cu melodia. Înainte de memă și de melodie, vă repet că eu trebuie să fac recomandări de film. Vedeți documentarul Maradona by Custurița. Este excepțional și o să vă arate un om cu toate punctele lui slabe, nu punctele lui tari.
Și tot ăla e un documentar care, în care Maradona vorbește despre tot ce a greșit el în viața asta. E foarte mișto. Gabi pregătește melodia, dăm mema lui Răzvan. Mă turisesc cam brăz. Stai să văd și eu, că eu îmi caut melodia. Da. Era aia. Mă turisesc cam râs. Oamenii care ne ascultă, este o poză cu Iliescu care șterge lacrimile și spune, măi, Diego, măi. Eu întârzi cu muzica, vă rog frumos să vă... Răzvan, scoate, te rog. Da, scot. Am salvat-o într-o listă și nu mai știu în care. A zis un cetățean că recomandă aceeași melodie. Cetățene, îmi cer scuze, am uitat numele. Nu e aceeași melodie. Gabi n-a recomandat niciodată aceeași melodie. Dar de ce a zis? Apropo, trebuie să intrăm în rubrica Asta e. Avem la Asta e? Câte da, da. Avem. Oh, păi atunci dacă avem paranghelie. Frățioare, băi. Paranghelie. Deci fiți atenți, vă rog să fiți atenți un pic. Sunteți, Gabi, ești atent? Eu sunt atent, da. Deci, Mihai Vlad, care data trecută ne-a întrebat dacă să-și pună polish sau folii pe mașină și noi am zis categoric folii ca să nu mai facă polish, mașină. A revenit cu un update și a spus nu mă refeream la folii pe mașină, mă refeream la folii pe geamurile din spate. Caz în care eu categoric îi recomand polish-ul. Voi? Stai un pic să schimb burtiera. Gata. Așa, Gabi, așa e cum mai bine ar trebui să-și facă polish întâi și după aia să-și pună folii. Că eu n-am fost să timp că îmi caut melodia. Deci mai zi, te rog. El a zis episodul trecut dacă să-și facă polish mai întâi sau să-și pună folii. Și noi am zis să-și pună folii ca să nu mai facă polish la mașină. După care a revenit și a spus, mă refeream la folii pe geamurile din spate, nu folii pe mașină. Care mie nu mi se pare o urgență. Mai degrabă își face polish întâi. Și apoi își pune folii. Polish. Dar de ce se facă polish întâi? Poate are zgârietul la mașină. Dar eu zic că el vrea să-și pună folii că poate merge cu mândruța în spate. Și poate asta e mai urgent. Dar nu mai bine vede mândruța frumos ce faină e mașina. Da, dar cineva o vede pe mândruță mașină și nu trebuie să o vadă. Eu votez polish. Și eu polish. Eu zic folie, dar e ok, a rămas polish. Asta este. Vă mai distrați un pic, mai vorbiți între voi un pic. Mihai Vlad, ține minte trei cuvinte. Important e să faci polish și de-abia după aia îți pui folii la geam, man. Mai avem o întrebare la care cred că Gabi poate să dea răspunsul final. O să am și eu o părere, dar nu chiar. Da, văd, oricum, țineți cont de părerea mea. Gabi. Te rog. Cristian Mihai Coman ne întreabă. Gulaș cu păsulă sau fără? Dacă cu păsulă, roșie sau albă? Părerea mea e că fără. Și la noi se face fără. Dar de bine, dacă faci bob guiaș, aia e altceva. Da, ai bob guiaș. Bob guiaș pe gulașul nu-i... Gulașul e o mâncare de felul 2. Nu-i... Adică... Nu-i ciorbă. Da, nu e o ciorbă. Sau, da, cum bob guiașul este o ciorbă. Bob guiașul deja e ciorbă, e alt lucru. Alt lucru. Deci, gulașul e felul 2. Deci, dacă nu-i bob guiaș, fără fasole. Deci, Cristian Mihai Coman, fără păsulă. Guiașul adevărat original de la mama lui nu are păsulă. Așa, și să vedem dacă... Așa, mai avem. Da. Onisim Iordache, care ne-a întrebat data trecută dacă se însoară sau nu și i-am recomandat în unanimitate să mai aștepte. Mă rog, în unanimitate mai puțin Gabi. Doar eu cu Răzvan. Ne întreabă acum. Să-mi iau telefon în rate superior sau ceva de buget cu banii jos? Sfatul meu, sincer, e să ții ceva de buget cu banii jos. Eu urmez. Da. Mă gândesc. Păi... Ma friend, sunt două discuții aici. Dacă te ajută și faci bani cu telefonul, trebuie lumea să vadă că ai un telefon scump. Sau umbli să agăți femei, vrei să vadă femeile că ai bani pe organism, ia-ți un telefon scump. Dacă îți trebuie un telefon să auzi, să faci două poze și să stai pe Facebook, ia-ți un telefon cash, cu banii jos, ai terminat, n-ai nicio obligație, nu te sună nimeni, poate uiți și tu să-ți pățești o rață, te mai îmbeți, mai... Adică eu zic că depinde de situație. Eu aș opta pentru varianta a doua, 100%. Și eu ți-e de acord, Răzvan, poți să zici și tu, dar doar eu zic că singura motivație pentru un telefon scump în rate este dacă faci bani cu el, cum a zis și Gabi. Dacă nu faci, nu, mă fut în femei și dacă... Nu mai vorbi urât, să uite și mama la aici. Da, scuze.
Nu, că nu e impresionat pe femeie cu telefonul. Dacă faci bani cu el, dacă efectiv îți poți amortiza investiția... Nu, ascultă-mă, contează foarte mult când te duci și vorbești cu un om. Dacă vinzi mașini de 10.000 de euro și tu ai telefon de 100 de euro, nu o să cumpere nimeni mașini de la tine. Pentru că e o dovadă că n-ai succes. E o dovadă că n-ai bani. Trebuie să înțelegeți că oamenii încă ne judecă după felul în care ne prezentăm. Dacă eu vreau să cumpăr o casă de la tine, care valorează 100.000 de euro, și îți repet, tu ai un telefon spart de 100 de euro, nu o să am încredere în tine, pentru că dacă umbli cu telefonul la spart și ieftin, înseamnă că ori n-ai bani, ori n-ai o atenție la detalii pe care eu mi-aș dori eu când cumpăr. Aproape în unanimitate îți recomandăm să-ți iei un telefon în rate superior, doar dacă faci bani cu el, în orice fel. Da. Dacă nu faci bani cu el, nu are rost să faci rate și în principiu ratele nu sunt bune la nimic, decât dacă ratele alea te ajută să câștigi mai mulți bani. Și să-ți mai dau eu un sfat. Cumpără-ți telefon de pe Amanet, găsești telefoane aproape noi, deci cu câteva zeci de ore de funcționare, la jumătate din preț, pentru că sunt oameni care și le-au cumpărat, nu au avut bani să le plătească sau au făcut ca și tine, vor să și le ia în rate și nu și-au mai putut permite ratele și la revedere l-au vândut la Amanet. Eu de acolo mi-am luat de vreo 3 ore acum telefoane destul de foarte bune, la prețuri incredibile bune. Plus că sunt obligat de lege să-ți dai și garanție, așa că ești destul de... Da. Bine în partea asta. Eu nu găsesc melodie pe care v-am vrut să vă dau asta. Eu vreau să vă fac o recomandare ușor morbidă, dar importantă. Fă-ne până să caute o melodie. A, voi știți, nu? Da, deja. Deci, cetățeni, am avut un deces în familie săptămâna asta. Ocazie cu care pentru prima oară în viață am apelat la o firmă de pompe funebre. Firma se numește Casa Funerară Amurg. Cred că este din Hunedoara, nu sunt sigur. Vă doresc din suflet să nu aveți nevoie niciodată, dar dacă cumva aveți nevoie, oamenii sunt absolut, absolut impecabili. Băi, impecabili. Deci se ocupă de absolut orice detaliu legat de mormântarea sau incinerarea rudei care va muri. Singura chestie pe care a trebuit să o fac eu și asta, pentru că numai familia poate să o facă, a fost să merg la evidența populației să scot certificatul de deces. Dar în rest, s-au ocupat de absolut orice detaliu, contra unei sume care nu știu dacă e mare sau mică, că n-am trecut de mai multe ori prin asta și nu pot să fac comparații, dar vă recomand, dacă Doamne ferește, și vă doresc să nu, dar dacă Doamne ferește aveți nevoie de, aveți un deces în familie, să apelați la ei. Eu i-am găsit pe net, nu mi-a recomandat cineva sau pur și simplu am căutat pe net servicii funerare. Ei erau primii de unde deduc că au investit un pic în prezența lor online, se ocupă inclusiv de transfer internațional al decedatului, adică dacă vă moare cineva în altă țară, cu ei puteți să-i aduceți aici, dacă vreți să incinerați persoana decedată, ei se ocupă de crematoriu, de tot. N-am să mai insist, dar vă spun, dacă Doamne ferește, impecabili au fost oamenii, deci au un customer service, cum eu n-am văzut niciodată la niciun fel de serviciu. Omul ăla cu care am ținut eu legătura s-a purtat cu mine ca și cum era văr cu noi sau ceva, adică extraordinar de atent și de, sigur că din asta face bani, dar a fost extraordinar de empatic în tot procesul prin care am trecut. În decursul a 3 zile am avut peste 100 de conversații la telefon sau pe WhatsApp și a fost, bă, impecabil, ăsta e cuvântul. Și îmi cer scuze că e o recomandare morbidă, dar toți la un moment dat trecem prin asta, că la toți la un moment dat ne moare cineva. Gata, am încheiat cu... Gabi, melodia, nu? Nici vă... Nu, melodia, că ai zis că pui tu melodia. Da, eu vreau să vă recomand... Știu că eu recomand filme de obicei, dar vreau să vă recomand o chestie care mi se pare foarte tare și pe care în ultima vreme o am ascultat-o foarte des. Există o serie de videouri pe YouTube care se numește Urbanist Sessions. Este făcută de Lyric, pentru cei care știu cine e de Lyric, sub sigla Porc TV, că ei au brandul ăla de haine porc, dacă știți. Și penultimul invitat a fost Irina Rimes, care a fost absolut fucking unbelievable. Nu eram vreun fan înainte, dar vă jur că acum am descoperit cât de bine poate să cânte femeia. O să vă pun câteva secunde din clip, o să vă las clipul în descriere. Dar nu vă pun de la început, vă pun mai de la mijloc. Ia. Hai să dau un share. Share screen.
Chrome tab. Irina Rimes. Sper că Irina Rimes spune numele ei. Ia. În fine, am oprit ca să nu ne luăm strike sau ceva, dar vă recomand din tot sufletul meu de om să urmăriți. Sunt 4 melodii scurte, durează vreo, adică nu vreo, durează 7 minute cu totul. Bă, este impecabil. Deci cântă femeia aia de îți ridică părul pe mâini. Da, e moldovean, că de peste Prut, deci de acolo nu doar de... Da, bă, eu cred că majoritatea muzicienilor veniți din Moldova cântă foarte bine. Da, pe asta vreau să spun. Deci pe trendul... Inclusiv băieția cu... E bine, 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 bine de tot. Care, nu, eu nu știu cât o melodie de la ei, da? Bă, eu bine, bine de tot, ăla nu-s băieți, că eu nu simt. Uite ce-a venit în ultimii ani, începând cu Zdob și Zdub. Carla's Dreams, frate. The Motans, bestial, mă. Bestial și ei, nu doar că au voce, au și vers, știi? Că asta e, știu să scrie muzică. Pavel Satan, corect, da. Foarte mult. Au pasiune, efectiv, au un patetism în sensul bun al cuvântului în muzica lor. Adică îi pun foarte multă durere în muzică. Mm-hmm. Mi se par foarte tare. Da. Bravo, moldovenilor! Sunt românii de acum 20 de ani, mă. Ce-a făcut? Sunt românii de acum 20 de ani. Dar nu știu câți dintre voi au ascultat vreodată Ion Surucianu, dar Ion Surucianu este un moldoven din Republica Moldova, care pe vremea comuniștilor era un mare muzician. Are niște melodii extraordinare de frumoase. Vă recomand din suflet. Ion Surucianu, să-l căutați pe YouTube. Eu n-am ascultat, dar voi... Să căutați Ion Surucianu, Ce seară minunată. Bă, e o melodie extraordinară de frumoasă. Aia, Ce seară minunată, Ce seară? Da? Ce seară minunată. Minunată. Hai spune minunată. Iubita minunată. Da. Nu, da. Răzvan, nu mai știi ca melodie, te rog. Cântă tot atunci. Nu, că n-am voce, dar spun, e o melodie care e Ce seară minunată, mai spune-mi iubită odată, mai spune-mi că ești frumoasă și încă ceva, nu mai știu ce. Dar e, omul are melodie extraordinar de frumoasă. Eu țin minte de când eram copil, vedeam la TV TV Moscova și TV Chișinău și pe TV Chișinău Surucianu intra foarte des. Bă, extraordinar de frumos cântă. Să-l căutați, că o să vă placă dacă sunteți un pic romantici în suflet. Cât de cât. Nu mult. Băi, tu cauți piesă sau nu ai renunțat? Nu, no, eu căutam altceva acum. Interesting Facts, ați pregătit pentru emisiunea asta sau? Eu nu. Stai să mă gândesc. Eu aveam ceva. Să vă am eu ceva, pot să zic? Da, te rog, că știu am ceva. Zici că în China există, mal lezit chinezesc, în engleză se numește The Great Wall. Ok. Ei bine, în China există și The Great Firewall, care este un pachet de legi și tehnologii care împiedică oamenii să intre pe internet. Și n-au acces la YouTube, la Facebook, la o grămadă de chestii, pentru că îi blochează acest The Great Firewall. Mi se pare foarte. Fac o paranteză. Din ce o faci? Din sârmă. Mică sau mare? Onisim Iordache, îți recomand un telefon de budget care este extraordinar de bun, este Samsung Galaxy A51. Și A71. Are iubita mea Samsung Galaxy A51, l-a primit de la birou, este super încântată de el, e un telefon extraordinar de frumos și de performant. Eu am A70. Și costă destul de puțin bani Samsung Galaxy. 300 de lei A51. A51. EMAG este 1000 de lei A51, care e un telefon de buget și spun, iubita mea e foarte încântată de el și cred că e un telefon care poți să-ți faci treaba liniștit și nici nu arată foarte rău. Are 3 camere și din care una e ultra-wide. Deci vreau să spun că îți înfrumusețează viața dacă trebuie să faci o poză la ceva. E super-wide, deci trebuie să poți să-ți faci o poză mare. De așa. Are 3 camere, nu mai zic, dar costă mai mult. Nu, bun, tu ești mai șmecher, cu de unde ai fost. Da, eu... În telefonul meu. Da. Deci ca să înțelegi, da, eu sunt incredibil de mulțumit telefonul ăsta și l-am luat, că mi s-a stricat ăla, l-am luat așa, să-l am o săptămână și nu l-aș mai da nici mort. Cel puțin pentru cameră. Mie îmi trebuie foarte mult wide-ul, că fac poze de aproape și niciodată nu mi-încăpea nimic în poză. Da.
Telefoane Samsung sunt cele mai bune telefoane. În opinia mea, nu săriți, că poate vouă vă plac. Da, bineînțeles. Dar părerea mea este că telefoanele Samsung sunt cele mai mișto telefoane din lume. După părerea mea, ca să nu vă mai spun că am monitor Samsung, căști Samsung, televizor Samsung, cască virtuală Samsung, ceas Samsung. Practic sunt un Samsung fanboy. Eu mai pe lângă astea mai am și frigider și aragaz și plită și criptor. N-am, dar eu stau în casa mea din păcate. Aspirator. Eu stau în chirie și nu era, era Beko. La mine în chirie a fost Beko firma. Așa. Deci stați să vă zic ceva. Fii stați aici, m-am gândit. Dacă facem, hai să facem, să găsim, să căutăm un produs, să-l cumpărăm toți trei și așa, să-l gustăm, să facem review live. De acord. Și eu sunt de acord. Dar să nu coste foarte tare. Sărac. Ha? Să nu coste mult, că sărac. Nu, mă, luăm așa, luăm, uite, brânză de, nu știu, merge unul în magazin și zice, brânză de, dar să găsim toți trei. Deci în loc să facem recomandările asta, recomandarea culinară să fie un review. În plus? Ok. Acum am să spun ceva, Gabi. Acum vreo 8 ani am avut această idee care nu s-a realizat niciodată. Nu știm noi. O știi? Dar te-ai povestit tu. Ai luat două camere, ai apucat trei oameni. Da. Eu știu de poveste, da. Nu știu dacă am spus-o la oameni, dar o să spun acum. Am vrut să fac un site care se numea, ar fi trebuit să se numească taster.ro. Taster de la to taste, a gusta, și to test, a testa. Și site-ul ar trebui să aibă videoul cu oameni care gustă chestii din magazine absolut obișnuite, de genul parizer de porc, nu știu, whatever. Parizer de la Meda din Carrefour. Și oamenii se duc și iau niște, așa ar trebui să fie site-ul. Oamenii s-ar fi dus și ar fi luat ferii de parizer, ar fi gustat și ar fi spus părerea lor despre produsul respectiv. Raportați asta la 100.000 de produse care sunt de mâncat pe magazin. Nu mi-a ieșit, din păcate, că nu m-am ocupat, nu din alt motiv, dar mie mi se pare foarte bună ideea ta, pentru că seamănă cu ce am vrut eu să fac. Da. Și atunci prima gură o luăm în emisiune, adică nu încercăm înainte. Că m-am gândit că te-ai apucat și ai mâncat în ăsta și am zis că poate ar fi interesant să ne luăm câte un iaurțel. Dar să ne spună și cetățenii dacă vor să facem asta. Dacă sau vor dacă face... cineva are cea produse și vrea să le testăm. Da. Să ne spună. Dar trebuie să facem un episod pilot să vadă lumea cu ce vorba. Ne spuneți în comentarii și facem. Gata. Am uitat după un burtiera cu... Auzi, nu mai era la asta e nimic? Asta era tot? Nu, asta a fost tot, da. Să ne trimiteți. În continuare insistăm să ne trimiteți... problemele voastre de viață, să vi le rezolvăm, să trăiți. Dar nu trebuie să le spun pe oameni despre ce e vorba. Că poate oamenii care văd episodul ăsta nu au văzut pe lume. Pentru cei care doar acum ne-au descoperit, nu știu de ce ar face greșeala asta, dar în fine, mai sunt și nimeni nu-i perfect. Avem un serviciu pentru toți cei care ne urmăresc. Dacă aveți dileme în viață, orice fel de dileme, orice fel de probleme, de exemplu să îmi cumpăr prezervative sau nu, sau să îmi schimb draperiile sau nu, puneți-ne dilema, dar cu răspuns da sau nu. Adică ar trebui să îmi schimb draperiile sau nu. Și atunci noi o să vă dăm răspunsul, atenție, corect, nu ce credem noi că e bine. Vă dăm soluția. Voi, da. Vă dăm soluția. Vă salvăm viața. Exact. Să nu mai lungim. Deci ca să facem o recapitulare. Mihai Vlad, Polish, în primul rând, și după aia folii la geamuri. Cristian Mihai Coman, gulaș fără păsulă, ăla nu e gulaș decât dacă vrei să faci ciorbă. Noi îi spunem guiaș oricum. Și Onisim, telefon cu banii jos, îți recomandăm Samsung A51 sau A70. 71 este acum. 71, m-a scuz. A71. Da. Și să-ți iei din amanet, repet, dacă vrei să faci economie. Că dacă n-ai bani de unul nou, zic. Da. Recomandări culinare aveți? Da, eu vreau să vă recomand pastele Barilla din grâu integral. N-am consumat până acum, că... N-ai consumat până acum, serios? Nu prea am luat paste integrale, că nu mi se păreau gustoase. Na, nu știu, am mâncat și nu mi-a plăcut la gust. Și atunci am preferat să mâncăm mai puține paste. Dar acum am luat de la Barilla niște paste și vreau să vă zic că sunt foarte bune. Adică să simte că din grâu integral. Ai o poză sau ceva?
Da, no. Dacă... Ba da, dacă vrei, stai numai. Eu sunt fan Barilla, ei au nu numai paste, ci și niște sosuri pentru paste, foarte gustoase. Vă recomand. Mm. Și eu sunt fan Barilla și o să vă recomand tot paste, dar nu de la Barilla. Stați așa. Am mâncat azi niște paste. Și eu sunt fan Barilla și o să vă recomand paste, dar nu de la Barilla. Are sens ce spui, Răzvan. A, nu, că astăzi mai că m-a șocat, știi, de mai nou, cumva, inovează în masa de duminică. Deci masa de duminică. Ai fost la masa de duminică și n-ai mâncat șnițel? Nu, da. Am fost la masa de duminică și n-am mâncat șnițel cu piure. Sau pulpe cu piure și nici supă de tăieței. Nici asta. Asta nu am... este recomandarea lui Răzvan, fiți atenți aici. Gata. Nu, deci Barilla este... integrale, da. Foarte fain. Eu sunt fan Barilla. Da. Deci este incredibil. Mă sună maică mea pe marți, miercuri și îmi spune, bă, o duminică e ok dacă mâncăm paste cu cafea. Cu ce? Cu cafea. Da, și zic, mamă, Răzvan. Da, zic. Că aveam la paste cu vodka? Da, ce bune. Da, foarte bună. Pene la bun, vodka. Vodka se evaporă, bă, frățioare. Da, mă, deci la pub, când eram la Irish Music Pub în Cluj, era un fel de mâncare, pene cu vodka. Bă, foarte, 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 foarte gustos. Răzvan era mare fan și fosta lui soție, foarte mare fan la aceste bestia. Chiar bestial. Răzvan e fan la orice fel de paste. Cred că dacă eu îi fac paste, acum el e fan. Da, pe bune, chiar râs. Și zic, mamă, totuși, eu sunt foarte de acord, adică să inovăm, adică poate de Crăciun mâncăm niște sarmale cu creveți. Dar s-au terminat șnițelele și chiftelele din viața. Asta e titlul la emisiune, sarmale cu creveți. Sarmale cu creveți, da, adică, mamă, e ok, eu n-am treabă. Și am descoperit că totuși cafeaua nu este în sos, ci este în paste. Așa că și surprinzător au fost foarte bune. Ăsta este brandul. Eu n-am văzut paste de astea. Ăsta este brandul, nu știu de unde le-a luat, dar le-am găsit pe EMAG, pe Drani, brandul pe Drani. Le-a găsit pe EMAG, adică le-a găsit pe EMAG. Da. Nu, că nu e cu cumpărăturile online. Le-a găsit, cred că, ceva magazin, nu știu unde le-a găsit. Mai s-a luat pe bișnițar din față, de la central. Da, probabil le-a luat aia de pe Mac și... Da, le vând la suprapreț. Da. Așa, tagliatelle artizanale cu ou și cu cafea. Mai au cu turmenic, cu spanac, parcă, și cu încă nu știu ce. Dar de ce nu face nimeni paste cu plante medicinale, bă? Cum ar merge o lasagna cu ciuboțica cucului? Cum ar merge, de exemplu, niște pene cu pizda țigănci? Da. Acum, n-am spus o prostie. Este, no, este, plantă. Este o plantă, dar nu e comestibilă. Da. Okay. Din câte știu. Nu cred că te tratează la nimic. De-aia și zice numele așa. Din potrivă, poate îți face rău. Știu că era și vreau zic. Răzvan, scoate asta, te rog. Cum? Ce să fie rasistă? Asta când îți face rău, mie îți pare rasism. Ideea este că n-am simțit. Păi ideea e o dată numele ăsta, să nu o consum, bă. Că te gândești la ceva rău. Dacă bă, dar ce vreau să vă întreb? Poți să am 3 recomandări culinare? Da, mă lasă și pentru alte zile, mă. Că la ediția viitoare nu o să ai. E, nu o să am. Când vreau? Mănâncă fiecare zi, Gabi. Dar cum adică 3? Care cele alte 2? Dar care a fost prima? Urmează să am 3 recomandări culinare. Pot să am 3 recomandări. Deci începând de acum, zici. Ah, ok, zi. Da? Deci, în primul rând, asta o să sune banal și îmi cer scuze, asta e viața. Se recomandă pâine. Sare. Da, sare e foarte, foarte... Ardei iute. Vă recomand biscuiții Tuc, pe care eu i-am descoperit acum 2 săptămâni. Serios? Da. Există, spre surprinderea mea, foarte multe variante de biscuiți Tuc. Există varianta simplă, varianta asta cu paprika pe care mi-am luat-o azi, foarte bun. Există o variantă cu brânză și o variantă cu iaurt și verdețuri. Bă, foarte bun. Deci biscuiții Tuc sunt mult peste nivelul meu de așteptare. Și aș mai vrea să vă recomand, v-am mai spus eu mai de mult, că îmi comand tot felul de chestii de la magazinul Origini.
Și concret aș vrea să vă recomand brânza de burduf, care este senzațională, este una dintre cele mai bune brânze de burduf pe care le-am mâncat vreodată. Și aș vrea să vă mai recomand încă un produs de la ei, dacă îl găsesc. Produs natural. Produs natural. Și anume mușchiulețul copt și afumat. Bă, este extraordinar de gustos. Și repet, Origin livrează în partea de sud a țării, în București, Valea Prahovei și câteva chestii în jur de București. Foarte, foarte, foarte bun. Sunt mega fan. Am devenit mega fan. Mega Bazos. Da. Tăcerea asta e prea lungă. Dar frumoasă. Dacă spune ceva, Răzvan, spune ceva din experiența ta recentă. N-am nimic. Sincer, n-am nimic. Nu, nimic în viața ta, nu? Gabi? Nu. El e în vâltoarea știrilor acolo. Eu? M-ai întrebat ce fac eu? Da, ce ai mai făcut în ultima săptămână? Eu am făcut diverse. Știți că vine episodul 10 și trebuie să-l chemăm pe invitat surpriză? Când? Când mai avem? Mai avem un... Peste două săptămâni. Da, trebuie să vorbești cu omul. O să vorbesc cu omul. Fie în țară. Vreau să văd că noi ne-am băgat om la invitat surpriză, efectiv ne-am băgat om. Da, ne-am băgat om, da. Eu mă gândesc că poate la un moment dat nu o să mai vrea. Păi s-ar putea acum să nu mai vrea, pentru că el era obișnuit cu luni seara la 8 și noi acum tragem duminică la 4 și s-ar putea să nu poate. Facem o excepție, mă, tragem luni seara la 8, dacă nu. Ne mulăm noi. Știi că ne mulăm noi. Da? Avem și noi un invitat surpriză, mă, nu facem orice. Odată la 10 emisiuni. Da, bine, am să vorbesc cu el și să-l întrebăm. Eu zic să-l pregătești de pe acum. Nu mă, ia-l întâi așa, toate bune. Nu e dat din prima, așa că ne-am mutat ziua. Ia-l mai pe șestac, așa, mai pe ocolișul. Da, ia-l pe șestac, îi scrie direct. Da, să nu-l iei cu băte sticule, da. Că nu... Da, acum mai și scrie? As we speak? Da, chiar acum, bă. Da, spune, share screen. Peste două săptămâni. Dragi, deci iubiți urmăritori și abonați. Cum scriu alea de la agenție? Uitați cum lucrăm noi în timp ce kind filmăm. Reminder. Gently reminder. Easy, easy. Așa. Deci a scris așa. Bă, peste două săptămâni duminică la ora 16 te așteptăm invitat special la Tricast, ok? Da, numai Scotty vă așteptăm și ești invitat. Ce zici de așa, Gavi, nu mai poți să scot nimic. Nu mai, mă, te-ți folosiți formule din astea politețe. Mă, ce o să creadă oamenii despre noi, mă? Că suntem cum se cade. Da. No, dacă răspunde în emisiunea asta, eu vă zic, dar nu cred că nu, e duminică seara, nu cred că stă pe Facebook acum să vadă. No, dar ce o să facă duminică? Ce o să facă duminică? La xilofon. O să vă dau o veste șocantă, tot un guru bulan, ție invitat special. Acum de ce ai, no, Andrei, pe bun, trebuie să faci asta. De ce? No, trebuia să mai păstrăm un pic suspansul. Plus că știa toată lumea că am anunțat asta. De am anunțat să fie invitat special, da, și rog. Totuși, dar dacă sperau că de data asta e altceva. Bine, putea fi invitatul pe care l-am anunțat în episodul trecut. Nu zicem la ce minut, să asculte lumea pe tot. Bineînțeles. Ce tare a fost gluma de acum 17 minute, Gavi. Da, da. Una din cele mai tari glume. Una din cele mai bune. Cine este seara asta? Mm-hmm. Imediat termin cu voi. Ce? Cetățeni, să nu uitați că mâine seară apare emisiunea lui Gabi, să vă uitați neapărat. Că noi vă recomandăm emisiunea lui, chiar dacă el în emisiunea lui recomandă podcastul. Da, acum asta e ce se face. La mine nu funcționează asta, eu zic numai așa, nu că, nici nu că aș vrea să te opresc sau să... Eu cumva zic la oameni, nu ție, nu. Nu, eu zic că la mine nu funcționează asta, mie dacă îmi bați cumva așa, o să priceapă apa căcat, la mine apa nu pricepe nimic, deci poți să bați pe omor. O să încerc o altă abordare. Gabi, când ai mine emisiunea, poți să recomand și tu podcastul ca pare mie? Nu, ți-am zis că nu recomand prea des, odată la două, trei emisiuni recomand, nu prea des, mă, că nu-mi place mie. Recomandat de mult, ai putea astăzi. L-am recomandat și săptămâna trecută. Da, dacă l-au creat săptămâna trecută, lasă-mă, dar am și tu, mă, cât tot ceri, mă. Asta zic, mă, nu mai. Să sunt ca... Nu mai pot. Deci, bă, tu ești ca ăla care se urcă în autobuz și apare cu pancarta în față și da. Uitați-vă la podcastul nostru, mă. Da, așa da. E. E chiar degradant. Da, te sui în autobuz și zice lumea să uite la podcastul nostru? Da. Are pancarta. Cerșitorul din Cluj. Deci cerșitorul din Cluj așa fac. Nu mai cer bani, cer vizualizări.
Cer vizualizări. Voi n-ați dat interesting facts în emisiunea asta. Poftim? Nu ați dat interesting facts. Eu zic că n-am. Tu n-ai, da, Gabi? Mă, eu cred că am, stați așa. Că eu am notat în toate direcțiile de fel de lucru. Stați să caut ceva urgent. Din emisiune. Nu vă aud. Bine, a fost aia cu Maximus. A fost interesant. Bine, aia pe lângă, stai așa. Stați așa. Nu bine, la mea oră puteți să închidem, oricum. Ne facem în felul următor. Eu zic să vă spun în disinfect și tu oprești și am terminat. Lumea o să creadă că i s-a întâmplat ceva tehnic, știi? Noi o să ne vedem fiecare de treabă, de viață. De-aia zic, stați așa. E complicat. Stați așa și ne mișcați. Hai că vă zic ceva despre grâu, că n-are rost. Ia zine, hai. Știți care e diferența între făina albă și făina integrală? Da. Care? Că la făina albă se scot tecile și la făina integrală nu. Da. Deci se macină grâul cu totul, de-aia e și mai maroniu. Și știți cum ajunge făina aia mai neagră? Este o făină foarte neagră, care nu neapărat se folosește la pâine neagră. Nu. Se culege foarte târziu din câmp. Și stă în câmp și se înnegrește de la soare. Bobu. Ah, ok. Bobu, brobu. Dar se pierde foarte mult din ea din cauza că se usucă, știi? Și de-aia e foarte scumpă. Că se pierde jumate din... Am avut o șansă, dacă vă pasionați să faceți pâine acasă, vreau să zic, da. Căutați și voi făină 650 sau 550, nu 000. Făina 000 nu e pentru pâine. Este, sunt niște făini, niște făinuri, cum se zice? Făini. Făini. Italiene, foarte șmechere pentru din astea. Eu am prieteni ăștia mei care fac paste și pizza și aduc făina, frățioare, zici că vine transport blindat. Deci pe lângă că e extrem de scumpă, e tot felul de coduri și de șmecherii. Da. Și numai italienii fac asta. Care eu vă spun așa, la nivel de cetățeni români, că dacă vreți să faceți o pâine gustoasă, nu folosiți făină 000, nu e pentru pâine, e pentru cozonac. Dacă vreți să faceți pâine, faceți cu făină 650 sau 550 dacă găsiți. Da. Sau 55. Interesant e că făina integrală e mult mai sănătoasă decât făina albă. Asta în primul rând pentru că făina albă e tratată. Oamenii nu știu, dar din făina albă se scot o groază de chestii. Da. Și se rafinează și se albește. Că de-aia e așa albă, că ea de la plecare nu e chiar așa albă. Exact. Da. Și aici e paradoxul că pe vremea Ceaușescu, din cauza că făina albă era mult mai scumpă, adică mai greu de obținut decât făina integrală, care căcat, pui bobo acolo și îl macini, la revedere. În brutărime era mai mult făină neagră și pâine neagră, care era mai sănătoasă. Numai că noi după Revoluție, când au început turcii să facă pâinea aia albă pufoasă, nu au nici părut Dumnezeu pe planetă pâinea aia, și dacă țineți minte, erau brutăriile alea de cartier, tăte cu utilaje turcești, cu făină din Turcia și făceau o pâine, bă frățioare, deci era ca buretele de vase, deci da, albă, albă, albă și înalt așa crescută. Aia a fost. Dar să știți că pâinea aia a îmbolnăvit foarte mulți oameni. Foarte mulți oameni care au intoleranță la gluten o căpătat-o consumând pâinea din anii aia, chiar de după Revoluție. Erau franzelele alea cu puncte pe spate. Da, 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 da. Păi așa aveau utilajele alea, banda aia transportoare care le punea în ăsta. No, am gătat, nu? Da. Cetățeni, vă mulțumim că v-ați uitat. Mulțumim. Să nu uitați să ne spun, să ne trimiteți pentru Asta E și să ne mai trimiteți propuneri dacă vreți să testăm niște produse. Mulțumim tare mult! Sau dacă aveți produse care vreți să fie testate în emisiunea noastră, vă așteptăm cu tot dragul. Și să dați subscribe, că ne ajută. Exact. Eu nu mai am, că eu am fost hărnicuț. Mai avem noi. Eu am tăcut mai mult. Vă dorim o la revedere frumoasă.